Desfășurată pe o căldură insuportabilă, prima repriză nu a consemnat ocazii clare de gol. Jocul s-a animat după pauză. Gazdele au avut prima mare șansă de a deschide scorul, dar Butnariu a apărat din poziție 1-1 cu un jucător advers. Rădăuțenii au trecut apoi la conducerea jocului, iar Vitu a înscris în minutul 70 cu latul, după o centrare din lovitură liberă venită de la Stoian. 9 minute mai târziu, Apostol avea să dubleze avantajul Bucovinei și să stabilească totodată scorul final, 0-2, după ce a transformat magistral o lovitură liberă de la 25 de metri. Am întâlnit o echipă arțăgoasă, cei din Bistrița au jucat dur, dar în repriza secundă au căzut din punct de vedere fizic. Sunt mulțumit de calificare, de joc, mai puțin. Ne aflăm însă abia la începutul pregătirilor și avem timp să ne punem la punct. Sper ca în turul următor din Cupa României să jucăm în fața propriilor suporteri, a declarat antrenorul Iulian Ionesi. Bucovina Rădăuți va susține vineri de la ora 18 la Bădăuți, un meci amical în compania selecționatei județului Suceava, care va participa la turneul 4 regiuni pentru Europa. De luni, jucătorii antrenați de Iulian Ionesi vor intra într-un semicantonament de 7 zile la Rădăuți, cu câte 2 ședințe de pregătire pe zi, urmând ca pe 12 august să joace în turul 3 al Cupei României. Până la startul Ligii a 3-a, programat pe 28 august, galben-albaștri intenționează să mai susțină câteva jocuri de pregătire, printre echipele contactate în acest sens, numărându-se Bucovina Pojoruta și Inter Dorohoi.